Hei, salutare dragi prieteni și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, pe canalul Mama Natură. E bine, dragilor, nu ne aflăm în rai, ne aflăm în satul Ulmet, în apropierea Trovanților, sau Babele de la Ulmet, cum se mai spune, într-o vale superbă, unde zici că ești chiar în rai. Sper că vă place și ați văzut ce și ce o să vă arăt în continuare, dragilor. Ia uitați, am întors camera ca să vedeți cât de frumos este. Și o să las așa cu voi. Să mergem pe aici, pe această vale. Ia uitați ce pom frumos, ce gărduleț. Cât de pitoresc aceste flori frumoase, fluturași. Să nu ziceți că nu vă place. Avem căpițe cu fân. Acest gărduleț frumos, acești pomi, această potecuță. Foarte frumos. Trebuie să vă abonați la canalul meu, pentru că vă duc în locuri superbe, liniștite, frumoase, de bază, din România. Deci, ne aflăm în localitatea Sătucul Ulmet, din comuna Bozioru, din județul Buzău. Să nu spuneți voi, dragii mei, că nu merită să vă abonați la canalul meu. Ia uitați ce flori frumoase pe marginea drumului. Deci această parte din acest, să zicem, traseu, nu știu dacă să-l numesc traseu, este drumul care duce la Trovanți. Această vale merită să o luați pe ea, așa, dacă aveți timp să vă plimbați și pe ea, această vale frumoasă. V-am spus de ce mi-era frică foarte mult de câini, dar văd că până acum, cel puțin, câinii au fost blânzi. Și au venit doar să-i dau de mâncare. Nu știu dacă cineva a mai filmat aici.
Eu am pătruns și mă simt ca în rai. O zonă de poveste. Ulmet, satul Met, comuna Buzioru, județul Buzău, dragilor. Cam asta a fost, drăguților, de la satul Ulmet, de prin acele frumoase poteci, pom și flori. Ce pot să vă mai spun decât vă pup!